Hei, salutare jupăneilor! Sunteți gata de un nou episod din seria Draft to Glory? Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați ring, 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 clopoțelu! Fiindcă mergem la colindat. Hai să vedem despre ce o să fie astăzi și cu ce începem. 15.000 de coins și na, nu primim niciun 4-3-3. Mamă! 4-2-3-1, hai să fim serioși. 4-1-5-2. Mamă, ceva ce n-am mai luat. 4-2-3. Mamă. Nu știu ce să iau, frate. Hai, 4-2-3-1. White, hai. Nu știu ce v-am zice. Mergi, surdaciule, pe această tactică. CR7. N-am cum să nu le iau pe CR7. Toate că și Soares ar fi bun, dar 84 pace. Ei, strikerul. Puh, nimic. Martinez am varianta lui în form. Cel mai high rated Kramaric. Merg cu Martinez. Haide, mamă. Vitolo sau Heung-Min-Sun? Vitolo. Nu cred că. Hai să încercăm un La Liga. Mamă, am dat pe center defend midfielder. Meite, băi, dar nu-i nimic, mă. Bau. Să luăm pe Bau. De fapt și așa nici nu contează ce luăm. Mamă, mi l-a dat pe Ronaldo și pe aia nimic. Griezmann. Sau Asensio. Griezmann, bineînțeles. CDM, dăm din La Liga CDM. Partey. Garcia. Partey, merge și Partey, face perfect link cu Griezmann, Valencia, Corchia, Vidal. Place pace-ul lui Vidal și o să luăm. Center back, băi, Nacho Fernandez, next. Benatia, De Vrij, Matip. Hai să luăm. Benacia, left back. Marcelo, ăsta e Marcelo. E ăla. Nimic. Mamă. Italia, nimic. Franța. Mamă, Franța, Germania, Italia am acolo. O lăsăm așa. Oricum trebuie să schimbăm. Goalkeeper, La Liga, Navas. Presim Navas. Hai că presim prost. Asenio. Papacioc, e bun și ăsta. De Gea, frățică, dăm un fundaș, dăm și mie un fundaș spaniol. Se poate? Ei, Smalling. Bă, merge și Smalling, fiindcă e mai bun Cristian să nu. Williams, nu, CDB, nu. Fiindcă nu. De Gea e pe 10. Putem să construim acolo ceva din 3 de Premier League. Ramos, ho, ho. A big boy. Ramos. N-am cum să nu-l iau. Dar tot rămâne în cap varianta cu, uite, v-am zis, cu BPL. Aici facem așa. Facem așa. Ia uite ce bine arată. Ne mai trebuie un left back, un left midfielder, un striker. Haide, haide. Eu prețim. În condu. E francez. Bun, frate. Și ăla pe cât e? Pe 7. N-arată rău. Dar tot vreau altceva. Vreau altceva. Bubacar Dolofeu. Dolofanu. Hai să luăm așa că nu se știe. Un super sub acolo. Mamă ce mi-a dat aici. Ward. Ar merge. Tot ar fi mai bun. Ok. Strikerul, Martinez trebuie să iasă. Insigne, luăm și pe Insigne. Sau Felipe. Mamă, nu știu ce să iau. Hai să luăm Insigne. Cu toate că mai am left. Messi, bine ai venit. Leo Messi. Îl băgăm în minutul 1 și pe Ronaldo îl trecem striker dacă e. Altceva n-am ce să fac. Doar gen să-l bag. Acum avem 100% chemistry. Și îl băgăm pe Ronaldo. E mai simplu, așa.
Gomes, Locadia, LF, cream că e fundaș cu 84 pace, a? Arăta bine. O Scampos, hai mă, mai dăm că ăsta nu e draft. Di Maria, Salah, Sterling. Ah, nici nu știu ce să iau aici, fraților. Salah sau Dima Salah. Și îl joc în dreapta. În stânga, pardon. Da, la pauză. În minutul 1, din nou vine ăsta Savic cum arată. Sanchez. Putem să-l punem acolo? Dar n-avem striker. O luăm pe Sanchez. Bă, nu o să pun eu acum. Uf. Ok. Nu o să pun eu acum managerul, mă joc cu echipa, vă arăt ce a ieșit, o să vă arăt și ratingul și chemistry-ul și după aia băgăm managerul, ca să fim siguri că îl băgăm pe cel bun. Revenim. Băi, practic n-am avut ce să fac, mi-am așezat banca și rezervele și cam așa arată echipa. Din minutul 1 o să intre Ronaldo în locul lui, cum îl cheamă, Martinez. Băi, n-am avut ce să fac, cam așa arată echipa, mi-am așezat banca și rezervele, o să alegem managerul, dar înainte să vă arăt, 87 rating, 100% chemistry, Martinez ăla ne încurcă, bine, se încurcă practic pe el, nu și pe noi, fiindcă în minutul 1 o să intre Cristiano Ronaldo în locul lui, tot în minutul 1 Sanchez în locul lui în condu și nu știu. Și Benatia în locul lui Ward. Sau poate lăsăm pe Sanchez la pauză și îl jucăm pe Nkondu. Cam așa arată. Să sperăm că scoatem ceva, măcar o până în finală să ajungem cu echipa asta. O să încerc, hai să mergem în meciuri. Nu, what the fuck. Dar înainte să facem asta, haide să alegem managerul. Ceva de... Hai mă, Primera, îi dă lui Messi 10. Bine, tată, bine. Messi 10 și rămâne Pogba pe 9, că Martinez nu ne interesează, fiindcă iese. Hai să vedem foot draft summary. 187, nu este rău, mă bucur că avem 100% chemistry, să vedem ce o să iasă. Primul adversar avea o echipă destul de bună, cu Maradona, Prime, Maicon, Marcelo, Team of the Year, Ronaldo in form, Scrimcard, Benzema și Gareth Bale plus mulți alții. Prima fază importantă a meciului în condu pentru Griezmann, Ronaldo înapoi în condu, Griezmann alege să centreze pentru același în condu care reușește un voleu senzațional. Ce execuție frumoasă, dragi telespectatori, minutul 14, preluam destul de repede conducerea, eram la cârma acestui meci cu o fază incredibil de bine lucrată, avem și reluarea, ce pasă găsește în condu pentru Griezmann, de la francez pentru francez și un super voleu. Foarte frumos, foarte frumos. Urmează următoarea fază. Pogba de posedare pasă la Griezmann. Aici 1-1-2 din nou între ei. Și bum! Ce șut! Ce șut al lui Griezmann! O torpilă la colțul lung care se oprește în plasa laterală. Iar jucătorul lui Atletico celebra în unul din stilurile lui caracteristice. Mamă, ce voleu! Direct plasă laterală, 2-0, minutul 20. Trebuia să mai reușim încă un gol ca să închidem meciul. N-am reușit, a reușit adversarul la această fază, la care ne-am apărat execrabil. Iar Mohamed Salah în minutul 67 reducea din diferență și practic dădea speranțe echipei sale. Nu vine să cred cum am putut să mă apăr la această fază, trebuia să ne ridicăm și să încercăm să mai lovim încă o dată. Vine minutul 70, Maradona intră în careu și șut din nou la colțul scurt, același procedeu, De Gea n-are ce să facă, iar legenda argentiniană celebra în stilul lui Cristiano Ronaldo. Puțin dezamăgit de De Gea, mă așteptam să facă ceva. La unul din goluri, nu-i nimic.
Vine minutul 85 de la Griezmann pentru CR7, iar acesta nu iartă din interiorul careului. Pogba, frumos la Griezmann, ce pasă îi găsește, iar portughezul, șut frumos la colțul lung. Mai erau doar 5 minute plus prelungiri până la final, însă n-am reușit să închidem meciul. Acum Maradona la balon, pasă la limita offside-ului pentru Salah, scoate de Hea, iar Ronaldo cu poarta goală, bineînțeles că ne-o bagă în plasă. 3-3 și se vedeau prelungirile, a fost un prim meci nebun. Ultima fază din prima repriză de prelungiri, șutul lui Griezmann în blocaj, Messi pasă scurtă la Ronaldo, iar acesta din prima, 4-3, punea golul. Din nou un gol avans pe tabelă și asta ne ajuta, fiindcă mai erau 15 minute și nu mai făceam. Încercam să nu mai fac aceleași greșeli, să fiu mai precaut pe fază defensivă. Bineînțeles că n-am trecut pe defensivă, am rămas pe attacking. Ronaldo aici, îl caută pe Griezmann, concentrare, nu reușește să dea cu capul. N-a fost Griezmann, cred că a fost... Alexis Sanchez cred că a fost. Sincer, nici nu mai știu cine a fost acolo jos. Important e că mingea a ajuns la Griezmann, iar acesta a lovit-o și a băgat-o și în poartă. 5-3. Practic meciul era deja decis. Am mai încercat să mai creez o fază și s-a și întâmplat chestia asta. Messi, Ronaldo, dribling scurt, iar de la vreo 20 de metri portughezul, cred că reușea hat-trick-ul, parcă așa a fost. Minutul 112, iar adversarul după acest gol abandona, dădea reșquit sau forfeit, cum se mai zice. Ronaldo lua nota 10, acestea au fost și statisticile, bineînțeles că am meritat victoria, 13 șuturi pe poartă, posesie 60%. Mergeam mai departe, întâlneam o super echipă cu 4 Team of the Year, Marcelo, Ronaldo, Messi, De Bruyne, Jameson, Stuach, Inform, Boateng și Michael Owen, cred că Prime Michael. Prima fază importantă a meciului, am început-o de la portar, Messi, Alex Vidal, înapoi la Messi, pasă la Griezmann, un dribling elegant, pasă exact la limita offside-ului pentru un conduit, iar acesta marca. Am fost extrem de mulțumit de acest francez din Premier League, chiar dacă n-are un cartonaș excepțional, mie mi-a jucat foarte bine și a meritat toate minutele pe care le-a primit, a profitat de ele și... mi-a lăsat așa, nu știu, o impresie bună, doar 7-7 rating, treceam pe posesie și aici a Pogba o fază excepțională, el recuperează și a doua oară, pasă la Nkondu de la francez pentru alt francez, Griezmann mai departe la Partey, pasă la Nkondu, nu alege să tragă. Alege să dea pasă la Cristiano Ronaldo, iar acesta cu poarta goală reușea să ducă scorul la 2-0 și practic aveam jocul de partea noastră. Vine și reluarea partei, ce pas a găsit la Nkondu, finalizare simplă pentru CR7. Ieșea Owen, nu mai știu cine intra, Pogba din nou la balon, pasă la Griezmann. Pasă la Ronaldo înaintează cu mingea la picior, iar după asta este altruist și dă o pasă rivalului său de la FC Barcelona. Reușeam un gol înainte de pauză și cred că la 3-0 meciul este decis, fiindcă nu ești mult mai atent pe fază defensivă, joci cartea contraatacului și e foarte greu. Messi tamponat aici puțin de portarul advers, excepțional cartonaș, Team of the Year Messi. Dar urmează o nouă fază, out de la margine, Thomas primea de la Messi, mingea ajungea din nou la Thomas, Ronaldo din nou altruist, găsește pasa pentru Griezmann, iar acesta reușea să ducă scorul la 4-0. Între timp adversarul a luat și un cartonaș roșu, este denotat această chestie cu Boateng, parcă a luat roșu și ne-a făcut meciul mai ușor.
o nouă fază, Messi, Ronaldo pasă la Griezmann, de la Griezmann înapoi la portughez, iar acesta cu latul la colțul lung ducea scorul la 5-0, căpăta proporții astronomice scorul în acest fer de finală. A mai fost o fază, din câte mi-amintesc, trebuie să urmeze chiar acum. Pasă la care Cristiano Ronaldo scapă singur, din nou de la portar a plecat toată faza. Griezmann ce pasă găsește, acesta dribbling scurt în stânga și ia de aici că n-ai servici, o scăriță. Iar adversarul bineînțeles că dădea reșcuit. Aici au jucat doi, am uitat să vă spun, au fost doi care au jucat, 13 șuturi, 13 pe poartă pentru noi, adversarul doar 5, am dominat aproape la toate capitolele. Mergeam în semifinale, două cartonașe și Food Birthday, Marco Roy și Azpilicueta, Alaba in form, Boateng din nou, Aubameyang, Toni Kroos, avea o echipă decentă, însă noi am reușit să marcăm din nou foarte repede în condu, acțiune pe cont propriu în banda stângă, vine un dribbling elegant al lui Martinez și pasă la Griezmann care din 6-7 metri o bagă în poartă. E foarte greu să ratezi de acolo, mai ales la nivelul lui. Al nivelul lui Griezmann este totuși un fotbalist excepțional. Chiar dacă nu este ca Messi, nu este ca Ronaldo, are și el calitățile lui. Și le-a dovedit acolo în Spania la Atletico de Madrid. Să vedem și reluarea. Da, o finalizare simplă. Și eu aș fi băgat-o de acolo. Și tu, cel care te uiți acum la acest rezumat. Mi-a plăcut mult cartonașul acesta de CIM al lui Griezmann. O să vedeți la final statisticile. Aici vine minutul 58. Aubameyang îl găsește pe Royce, iar acesta cu un șut la colțul lung, bine plasat, reușea să egaleze. Avea și varianta pasei la Aubameyang, s-a văzut la prima fază, însă a ales să riște și să tragă la colțul lung. Aici Messi cu o lovitură liberă îl lovește în braț pe Boateng, ar fi trebuit să se dea penalti. Am continuat să atacăm, Alexis Sanchez pasă pentru Griezmann, acesta îl găsește pe Messi, minutul 88, iar argentinianul nu știa să rateze din astfel de poziții și practic închidea meciul, fiindcă nu urma să se mai întâmple absolut nimic. Lovia și Fanio, nu? Bineînțeles că îl și plătea după meci, glumim. Da, Griezmann din nou asist, iar Lionel reușea să o bage, avem și statisticile chiar acum. 10 șuturi pe poartă, a meritat și această victorie. Treceam în finală, o finală destul de ciudată. Dar cu un adversar care avea o echipă excepțională, Team of the Year, Ronaldo și Marcelo, Prime Icon, Maradona, Petu, Glory, Isco și Thiago, Inform, Mertens și Dybala plus Food Birthday, Javi Martinez. Începeam în forță de la Martinez pentru Messi, înapoi la colombian sau ce naționalitate, îi pasează lui Griezmann care este în poziție neregulamentară. Aici vulpoiul de Ronaldo este atent, s-a ginit, fură mingea și o bagă în poartă. Începeam finala într-un stil de echipă mare, marcam în minutul 2. Mamă, cât de parșiv a fost portughezul. S-a ginit și bum! A băgat-o cu piciorul stâng la colțul lung, nicio șansă pentru portar. Treceam pe defensiv, nu voiam să risc nimic, totuși era finala. Aici recuperăm cu Griezmann, Pogba, iar balonul nu mai ajungea la încontu, fiindcă, cred, sau zic și eu, adversarul pierdea conexiunea, am avut și statisticile. Reușeam să câștigăm primul draft, jupunilor, urmează o scurtă analiză. Practic cea mai ușoară finală, doar 3 minute am jucat și am câștigat, nu știu, ori a avut probleme cu netul, ori a dat, dar nu cred că a dat el forfeit, fiindcă în minutul 3-1-0 se poate întoarce. Mă bucur însă că am câștigat, oricum la cum l-am simțit, cred că puteam să-l bat, 6-3, 6-0, 2-1, 1-0. Acum haideți să vedem ce reward-uri ne dă, sper să prind și eu ceva bun, come on, oh, boom! Rare Gold Pack, Rare Gold Pack, Premium Gold Pack. Mamă.
pachete varză mi-a dat. Două de 25.000, unul de 7.500 plus bonus 4 din partea mea, premium gold pack-uri. Mă așteptam la ceva mai bun, mă. Nu la așa ceva, dar ce să facem? Important e că am câștigat draft-ul. Bun, începem cu asta. Întâi cu astea de la draft. Iar... ok. A fost... e problemă cu netul și la mine. Cred, nu știu. Pazdan. Bun. Sunt curios dacă o să ne dea ceva. Am pachete. Castellano. Ok, aici nimic. Pachete. Bă, am văzut că e un super reward ăla cu 45.000 coins, mai dă și pachete. Da, e greu să-l prins, totuși voiam, nu știu, pachet de 50.000, nu e cu bordură. Ok, Italia, goalkeeper, Torino, Sirigu. Bun. Măcar din ăla să prindem ceva. O să-mi duplicate. Doar un squad fitness la Padula. Avem și o puștoaică aici. Ok, Quixel. Și ultimul. Come on. Hai tu cu bordură. Da, astea sunt pachete varză, frate. Nu putea să-mi dea și mie altceva la draft. Hisaj ăla sau cum îl cheamă. Zighier. Zighier! Da, cam astea sunt pachetele. Ce să faci? Boom. Cholo Simeone, Quixel și la promoce Mega și Prime Gold. Boom! 4 am zis, da? Încă 30.000 coin și așa din partea mea. Nu cred că mi-am scos cei 15.000 din reward-urile de la trap. A, nici o problemă, fraților. Mergem mai departe. Mignole, 81. Credeam că e 82. Mai făcea ceva la un 82. Squat mid fitness din părți. Quixel. Boom. Boom. Încă o dată și încă o dată și încă o dată. Ei. Ei. Ei, bordură în sfârșit. Oh, e și în form. Columbian, right midfielder, Cuadrado. Woo! Cuadrado din pack de 7500 și cred că ăsta trebuie să facă. Mamă, să facă ăsta 100.000. Cum ar fi, jupânilor? Nu mi-ar părea rău că deschid astfel de pack-uri. Oricum nu-mi pare rău, fiindcă avem destui coinși. Mamă, Cuadrado pack de 7500! Bun, hai să vedem. Come on everybody! Și 1000 coinși. Dacă dădea și un tăr. Nu mă interesează un tăr, o zic și așa. Eyo! Eyo! 100.000 coinși! Peste 100, 120.000 de coinși. Bă, mică! Din pachet de 7500, frățiuer! I'm here. Unde? Unde? Asta datorită vouă, fraților, că mi-ați adus noroc. Și vă uitați la episoade! Mamă, ce mă bucur pentru Cuadradinho. Boom! Deci mai avem două pachete. Două, mă, sau trei? Ai, nu fi porc. Încă două. Se întâmplă rar chestia asta. Oh, din nou bordură. Mamă, ești nebun? Argentina. Mamă, CIM? Juventus. Dybala. Mamă, nu cred. Băi. Băi, din pachet de 7500. Surdajule, ești nebun? Mamă. Băi, voi sunteți nebuni, mă. A dat norocul peste mine, frățiuer. Ce nu mi-a dat la draft s-a recompensat în shop. Du-te, frate, de aici. Deci tremur, fraților. Fiți atenți, nu știu dacă se vede. Nu că n-am bani. Bă, mă bucur că a picat ceva, ca să vedeți și voi. Să împărtășesc cu voi aceste pachete. Du-te, frate. Mamă, câți coinși văd? 150, peste 150.000. Wow! Incredibil. Mamă, 300.000 din, am făcut 300.000 din două pachete de 7500.
Du-te, frate, ești nebun. Ești nebun. Nu mă interesează ce mai îmi dă aici. E cel mai tare draft, fraților. Mamicuțo, am dat lovitura. Frate, ești nebun, Arsinghe. Doamne, ce seară, fraților. Ce seară. Mamă, deci nu-mi pare rău că am pus regula asta la începutul draftului. Îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat prin cap să pun o astfel, să deschide mult mai multe pachete. Nu-mi vine să cred, frate. Dybala și Cuadrado. Dybala și... Cred că am înnebunit. Mamă. Da, voi jupâinilor. Cam ăsta a fost draftul, ăstea au fost pachetele. Mergem la tablou grafic și la, și la recorduri, mâncava și gura voastră. O seară nebună, dragi iubitorii FIFA-ului. O seară nebună în care ne-a ieșit absolut tot. Acum o să vorbim repejor despre tabloul grafic și despre recorduri. Începem cu cartonașul meu, din nou o altă variantă ca să dăm culoare acestor episoade. Da. Un cartonaș care spune așa, 95 anul în care m-am născut, poziția de YouTuber, reprezentăm YouTube-ul, suntem din România, poză cu mine, numele meu, un draft făcut, 4 meciuri jucate, 4 victorii, 0 înfrângeri, 15 goluri marcate, 4 goluri primite, suntem la episodul 4. Golgheterul acestui episod este CR7 Cristiano Ronaldo, varianta Foot Birthday, cu 7 goluri în 4 meciuri, dintre care finala de doar 3 minute, sunt sigur că ar fi reușit, de ce nu 10 goluri, mamă, 7 goluri în 4 meciuri sună bine. Mai departe, cel mai bun pasator, varianta informa lui Griezmann, pe CIM cu 6 pase. Urmează jucătorul cu cea mai mare notă obținută, tot Cristiano Ronaldo, 8,8, iar cel mai high rated player și cel mai scump care ne-a picat este Paolo Dybala, care valorează 152.000 coins. Mergem să vorbim și despre recorduri. Surprize, surprize, un singur record a rămas în picioare de data trecută, este, de dățile trecute, este vorba de Mertens, jucător cu cea mai mare notă obținută în aceste prime 4 episoade filmate, 9,1, varianta Inform Striker de la Napoli, 90 rating, vedeți și voi. În rest, cele 4 au fost obținute astăzi și mă bucură chestia asta. Tot Mertens avea 6 goluri, nu, 6 pase, Griezmann a reușit o 6 și bineînțeles că i-a egalat recordul, el intră în prim plan. În rest nu mai avem ce să discutăm. Îmi pare bine că am făcut un asemenea profit, peste 300.000 coins în casări. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper că veți fi în continuare, fiindcă mai urmează, fraților, povești de spus în amurgul nopții. Eu am fost Urdaciu, acesta a fost episodul, voi ați fost și rămâneți atenți ce vă zic, rămâneți pe viață cei mai tari jupâni și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și respect pe viață.